Cardurile de sănătate au început să fie distribuite de aproape o lună de zile de către poștași și asigurații trebuie să meargă la medicul de familie cu aceste carduri, dar unii oameni spun că medicii de familie le-ar fi spus că de-abia din ianuarie vor putea face ceva cu aceste carduri de sănătate. Ia spuneți-mi, ați primit cardul de sănătate? Nu, că e bolnavă ca în pungă, tupeată de colon. Și știți ce trebuie să faceți cu cardul acela? Să-l duc la doctorul de familie, da, în ianuarie, că m-am dus acum și azi că să-l duc în ianuarie. Ați fost și v-ați interesat la medicul de familie? Da, 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 da. Credeți că va fi mai simplu cu cardul de sănătate? Eu știu, domnișoară, nu știu ce să zic. Dar dumneavoastră la sat, sunteți obișnuit cu cardurile, obișnuiți cu tehnologia aceasta modernă? Păi trebuie să ne obișnuim, că n-avem încotro. Că pastilele luăm, dar le luăm la jumate acum. Eu am și de inimă și de diabet, de toate ele. A primit toată lumea în sat cardul de sănătate? Da, da, le-a dat la toată lumea, da. Ce spun oamenii la țară? Știu de ele? Păi, acum se duc la medicul de familie și ne explică ce să facem cu ele. Medicul de familie are aparat în care să verifice cardul? Da, 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 are. Da, are. Ți-ați primit cardul de sănătate? Da, l-am primit, da. Și am întrebat medicul de familie și a zis că după 1 ianuarie ne specifică dânsa ce are de făcut, ce avem de făcut. Credeți că se va simplifica procedura de vizită la medic în momentul în care vor intra în vigoare aceste carduri? Deocamdată nu știu. Sunt utile? Da, da. Nu mai trebuie să mergeți cu adeverințe de fiecare? Da, da, da. De asta sunt mai bune. Dacă da. Nu mai umblăm peste tot. Dar la sate cum credeți că se vor descurca oamenii? Greu. Greu. Ați primit cardul de sănătate? Da, l-am primit. Știți ce trebuie să faceți cu el? Trebuie să venim la casa de asigurări, să îl înregistrăm, că ne prinde bine și la spital și peste tot. E un cum să vă zic, un document foarte bun așa ceva, pentru că nu mai stăm cu adiverință, cu atâta timp cât avem cardul de sănătate, mă gândesc că e super. Mult mai simplu. E mult mai simplu, normal, că e mai simplu față de, după adiverență, ajungi la spital, ai cardul de sănătate, e cu totul altceva, e foarte bine. Cum se activează cardurile de sănătate? Ce poate face un asigurat cu aceste carduri? Cât de mult ajută ele? Vin cu explicații reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mehedinți. Primele carduri au ajuns deja la asigurații din Mehedinți. O să vă rog să-mi spuneți ce ar trebui să știe cei care le-au primit despre aceste carduri și ce se va întâmpla cu cititoarele de card. După cum prea bine știți, începând cu luna octombrie, Compania Națională Română de Poștă a început distribuirea cardurilor de asigurați. Au ajuns la asigurați o mare parte, după discuțiile noastre cu poșta Drobeta Turnu Severin, Oficiul Județean de Poștă Drobeta Turnu Severin, procentul este destul de mare, înțeles că este undeva peste 90%. În momentul de față, returnate la casa de asigurări, avem un număr foarte mic, dar aceste carduri vor putea fi folosite începând cu 2015, tocmai de aceea rog asigurații să le păstreze foarte bine aceste carduri. Nu se vor folosi din momentul de față, chiar dacă le au acasă, nu se pot folosi datorită faptului că medicii de familie încă nu și-au achiziționat aceste cititoare de carduri, au timp până în ianuarie să-și achiziționeze și ulterior vor fi puse în funcțiune și să vom merge cu aceste carduri de asigurări de sănătate. Adeverințele de asigurat datorită faptului că datorită ordinului președintelui Casei Naționale nu se mai emite către Casa Județeană, a fost pusă la dispoziție o platformă prin care medicii sau toți furnizorii de servicii medicale au posibilitatea să verifice în timp real calitatea de asigurat. Numai în situația în care mesajul de confirmare din platformă apare că persoana respectivă nu este asigurată, este neasigurată, de-abia atunci persoana respectivă este trimisă la casa de asigurări pentru clarificarea situației.